Horoscop 23 august Rac, amintește-ți că depinde doar de tine, fii independent, vărsătorii fac loc unor schimbări extraordinare, previziuni complete. Horoscop zilnic, 23 august 2023, previziuni pentru toate zodiile. Berbec, ziua este plină de aventuri și oportunități neașteptate. Aveți șansa să acționați riscant și să vă atingeți obiectivele. Fiți deschiși pentru întâlniri romantice și pentru a face față cu succes provocărilor. Taur, există șansa ca evenimentele negative să vă afecteze astăzi. Dezamăgirea sau eșecurile pot apărea, dar nu vă lăsați pradă deznădejdii. Comunicarea deschisă poate aduce în vedere o întâlnire cu o persoană importantă. Gemeni, flexibilitatea este esențială, deoarece veți trebui să vă adaptați la circunstanțele schimbate. Acest lucru vă poate ajuta să corectați greșelile anterioare și să finalizați afaceri vechi. RAC, sfatul astrelor este să vă bazați pe forțele proprii și să lucrați independent, chiar dacă căutați ajutorul în unele situații. Ziua este propice pentru luarea deciziilor îndrăznețe și pentru muncă activă. Fiți atenți la gestionarea banilor! Leu, acțiunile rapide și folosirea informațiilor necesare vă pot aduce oportunități avantajoase. Fi implicat în evenimente și stai la curent cu ce se întâmplă în jurul tău. Prioritizați afacerile practice și rentabile financiar. Fecioară, ziua aduce succes și oportunități favorabile. Vă puteți ocupa de afaceri importante, găsi noi parteneri și încheia contracte avantajoase. Verificați informațiile înainte de a lua decizii importante. Balanță, eficiența este la cote înalte, permițându-vă să rezolvați rapid problemele apărute. Evitați întârzierile și flacurile nesemnificative pentru a vă economisi timp și energie. Activitățile casnice vă pot ajuta să vă relaxați. Scorpion, ascultați atent interlocutorii și fiți atenți la tonul și contextul conversațiilor. Evitați tensiunea emoțională și încercați să vă mențineți calmul pentru a preveni stresul. Este o zi potrivită pentru noi începuturi. Săgetător, aveți grijă la conflicte care pot să apară, atât în relațiile personale, cât și în mediul profesional. Controlați-vă cuvintele și evitați critica excesivă. Ziua este favorabilă soluționării problemelor casnice. Capricorn este o zi în care va trebui să vă apărați punctul de vedere în fața altora și să rămâneți fermi în convingerile voastre. Fi precaut cu persoanele care ar putea să vă saboteze planurile. Încrederea în sine este importantă. Vărsător, este momentul să faceți loc pentru schimbări în viața voastră și să vă eliberați de influențele negative. Renunțați la obiceiurile proaste și avansați spre dezvoltare. Fiți încrezători și deschiși pentru oportunitățile noi. Pești, fiți independenți și rezolvați problemele pe cont propriu. Experiența și intuiția vă vor ghida în luarea deciziilor. Fiți perseverenți în relațiile personale și comunicați deschis pentru a avea succes. În concluzie, ziua aduce o combinație de provocări și oportunități pentru fiecare zodie. Fiți atenți la detaliile mici și luați în considerare sfaturile astrale pentru a profita la maximum de această zi.